Stai, stai mă puțin. Dragii mei, ne aflăm tot în Muntele Athos, la schitul lacul. Și iată aici, lângă locul unde se mormântează călugării, vreau să vedeți dumneavoastră un părinte care a slujit atâția ani pe Dumnezeu și cele sfinte. Uitați cum are mormântul. Cât de simplu este, pământ, pământ, arde o lumânare acolo, am găsit-o aprinsă, o candelă aprinsă, iar în partea asta, sălaltă, este un alt părinte, erodiaconul Dosoftei, scrie aici. 1942-2015. Iată cât de simplu este mormântul. Contează foarte mult și starea în care murim noi. Adică aceștia au murit în smerenie. După porunca lui Dumnezeu, pământ e și în pământ vei merge. Nu aș vrea eu, personal, să fiu mormântat decât în pământ ca și dumnealor, ca și cei de la Sihăstria, din celelalte mănăstiri în România. Pământ e și în pământ vei merge. Vă reamintesc porunca lui Dumnezeu. De ce cavouri de alea mari, somptuoase, ca să vadă lumea, să-și aducă aminte de noi? Cine suntem noi? Nu suntem nimeni. El este începutul și sfârșitul, este Alfa și Omega, El este tot și toate, este infinit, veșnic și necreat. Acum 300 de ani nimeni nu vorbea de noi, peste 300 de ani nimeni nu va vorbi de noi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!